Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Am o cafea în mână, este caldă, abia ce am făcut-o. Bine, cred că acum 5 minute. Sper să apuc să termin și caldă, adică să nu o mai fac și să o beau rece. Ce vrei, mami, de aici? Sunt împreună cu Catalina acasă. Soțul tocmai ce a plecat cu Alana să o împărtășească la biserică, pentru că atunci când i-am făcut botezul, preotul nu a împărtășit-o, pentru că la această biserică se împărtășește doar duminica și doar până când se termină slujba, adică până undeva la ora 1, cred, dacă nu mă înșel. Și nu am mai luat-o pe Catalea și nu am mai dus nici eu, pentru că, din nou, eu nu am permis să mă pot duce cu mașina, pentru că este departe, cum am mai spus, la vreo oră sau ceva de genul. Iar Catalea trebuie să doarmă la 1 și i-aș fi stricat din nou somnul și ea face foarte urât când îi stric somnul, adică nu te mai înțelegi deloc cu ea toată ziua. Ea este în spate, mănâncă niște ou. I-a făcut soțul dimineață niște ou amestecate cu roșii și cașcaval. Dințuși, păi da, vină cu acasă, nu te vezi. Vine aici la mami. Nu? Nu știu, este ora 11:30 și am zis să încep un nou vlog, cu toate că abia am postat unul ieri. Nu știu dacă am zis că astăzi este duminică. În fine. Pentru că... Bine, nu știu exact dacă o să filmez doar astăzi, pentru că este, da, am spus că este... Un pic cam târziu, este amiază aproape. Hai să spunem, mami, și o să tuta. Și... iar apoi o să pun pe Catalea la somn. Apoi, după ce se trezește Catalea, am vrea să mergem un pic la lebede, la lac. Sunt și rățuște acolo. De fapt, sper să fie. Am oprit niște pâine care s-a întărit să le dau. Pentru că așa face mai mereu când nu mai... Yes, mama! Să colorăm? Hai că acum vine, mami, promit. Da? Vrei să începi tu fără mama? Yes? Bine, hai. Catalina mă cheamă să colorăm împreună. Ce vita mea? Acum a venit sufletul meu. Vrei să începi tu fără mine? Ia, ia. Bun, deci, nu știu, cred că am spus tot ce aveam de spus. Vreau să fac și o prăjitură cu mere, pentru că am niște mere și nu aș vrea să se strice. Și chiar mi-este poftă de o prăjitură cu mere. Cu toate că aș face, aș mânca prăjitură, că e mai ușor de făcut, dar am și foi din acelea de plăcintă și parcă aș face și plăcintă. Nu știu, una din două o să fac. Văd eu pe care până în final. Ce-i puțin? Cu toate că nu am mai făcut de mult o rețetă aici pe YouTube. Da, mama. Tata a plecat cu Alana, mami. Vine înapoi și a plecat să ia și Cioco. Că nu mai e Cioco. Da? Da, mami, s-a dus să ia Cioco și cheese. Bun, haideți că deja, nu știu... mi se pare că am vorbit mult și fără nicio legătură. Nu știu exact cât de coerent am fost. Sunt și obosită. Dimineața mi-am făcut și baie. Am stat în baie o oră. Ai soțul... Adică stau eu cu fetele și du-te tu și relaxează-te. Mi-am pus baia. Mi-am pus cada plină cu apă. Mi-am pus sare, spumant. Ce-am mai pus? Îmi place să pun și puțin bicarbonat. Câteodată în mereu mi se pare că îmi lasă pielea foarte moale, foarte fină. Și ce-am mai pus și bombă de baie și am stat acolo o oră. Da, mami, acum citim. Haideți că mă duc să am puțin grijă de Catalea, să citesc cu ea și să colorăm. Și ne auzim mai târziu. Show mommy clock. Where is clock? Bravo, mami. Show mommy book. Bravo, mami. Show mami teddy bear. Show mami shoes. Show mami socks.
Show mommy t-shirt. T-shirt, bravo. And show mommy balloons. Show mommy ball. Bravo. Show mommy pig. Where is pig? Bravo, inima mea. Haide, dai pagina. Unde e aia? Unde e cat? Ia. Miau. Ia. Show mami. Ți-aduce oulețul? Să-ți dăm păturica Alanei la o parte, mami. Show mami. Dog. Woof, woof. Show mami. Bi. Bravo, inima mea. Show mami. Mouse. Where is mouse? Mouse, inimioara mea. Bravo, mami. Show mami bird. Where is bird? Bravo. Piu, piu. Show mami apple. Bravo. Show mami... Ușor, ușor, scuze. Show mami flower. Bravo. Unde e flower, mioară? Este rău frumos. Bravo. Păi n-ai mami cum să iei de acolo. Mulțulețul meu. Ce mai arată mami? Show mami rabbit. Bravo. Show mami frog. Bravo. Caracatiță. Ce e ăla? Ia zi fish. Zici fish? Nu vrei să spui fish? Și la tot fish e. Și delfin. Bravo. Și pe ăsta cu numere? Hai să le punem pe ăsta la loc. Hai să le punem mami. Delfin. Dar ce faci, le iei pe toate? Balenă. Broască țestoasă. Caracat. Fish, bravo. Și ăsta ce e? Fish. Fish, bravo, mami. Și... stea de mare. Bravo, iubire. Cu numerele? Haide. Păi să le pun eu? Pune-le tu, mami, că pe ăsta-l știi. Zero. Unde merge ăla? Bravo. Hai, că te ajut, mami. Nu te supăra. Number six. Se ceartă vecinii, mami? Haide, îl pui pe șase, la loc? Dar trebuie să-l întorci. Turn it. Uite așa, mă. Ha, mami, nu-i lua în seamă, lasă-i. Tu? Bravo, mami. Bravo, iubitule. Seven. Uite aici. Te ajut eu. Da. Number 8. Bravo, mami. Hai că acolo e. E bine. Nu poți? Ți-e somn? De ce te frești la ochi? Number 1. Number 3. Number 4 și lipsește una, mami. Unde e 9? 9. Bravo. Every moment tonight they led me to you. Every single time you look at me I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. Like it used to be.
Am ajuns din parc și vreau să vă arăt ce a făcut Catalea pe cizme, cizmele ei și pe șosete și acum încerc ciocolată. O să mă pun să le spăl, că le-a făcut varză. Am găsit și colanții care a fost Catalea în parc. Aceștia sunt. O să folosesc acum acesta de pete, nu făr, pe care l-am luat din țară, să încerc să văd dacă mai pot să-i mai salvez. Să-i bag imediat la spălat. Este ora 6 și ar trebui să fac cina, dar
Nu știu exact ce să fac, așa că am scos niște nuggets din congelator și niște hash brown. Am pus aici câte două hash brown de fiecare și nuggets, nu știu exact cât sunt. Și am mai pus aici niște legume din acestea. Așa arată, cred că sunt din Lidl, dacă nu mă înșel, Lidl sau Aldi. Au păstăi de fasole, morcov, ardei porumb toată ziua și mazăre. Catalei îi plac foarte mult, cred. Știu că am mai mâncat două ori și am mâncat foarte, foarte bine. Dacă nu o să-i fac, o să-i fierb separat și doi porumbi, că sunt sigură că o să mănânce porumbi, că îi plac la nebunie. Și știu că am zis astăzi că fac plăcintă cu mere sau prăjitură cu mere, dar de prăjitură n-am mai avut timp și am ieșit la concluzia că aș ieși mai ușor cu plăcintă, dar că am uitat să le scot din congelator, așa că le-am scos astăzi și o să fac mâine dimineață. Și am mai scos aici de la congelator 3 bucățele din acestea de vită, tot pentru mâine, să le facem, na, nu știu, cred că pe grill sau în acela de la Tefal, nu știu exact cum se numește, cred că tot grill, habar nu am. Și da, le scot pentru mâine să se dezghețe și să le pot face în sfârșit. Hello, sper că mă vedeți bine. Sunt în baie, am venit să mă demachiez. Nu știu dacă m-ați văzut că mi-am pus puțină față. Mi-este foarte ușor acum să mă machiez de când am genele, pentru că decât dau cu fond de ten, ce mai dau? Anticearcăn, blush and obraj, bronzer, iluminator și îmi fac sprâncenele și buzele și doar atât. Adică cred că în 15 minute sunt gata machiată, pentru că nu mai trebuie să mai ofer multă atenție ochilor. Iar acum am venit în baie să mă demachiez. Voiam să vă mai zic că nu am mai fost la Lebede, pentru că drumul care ducea la Lebede din parc, pe acel drum era foarte mult noroi și n-am avut șansă să mergem pe acolo. Deoarece Catalea a prins o baltă și s-a făcut numai noroi, bine, l-a dus, dar când ne-am întors s-a băgat în toată balta și a fost luarcă din cap până în picioare și a trebuit să plecăm repede, repede acasă. Iar apoi am venit acasă, am făcut să mâncăm. Iar acum, cred că e ceasul 8:30, vreau să mă demachiez, să-mi fac repede un duș și să bea fetițele la somn, trebuie să-i dau Alanei să mănânce. Iar apoi, sper să doarmă și apoi vreau să mă relaxez cu soțul o oră, să ne uităm la un film, ceva, să facem niște popcorn. Pentru că nu am mai stat la un film noi doi, cred că din luna aprilie, mai, ceva de genul, înainte să înceapă toată nebunia asta. Apoi a venit Alana acasă și n-am avut timp efectiv de nimic. Deci da, o să mă pun acum să mă demachiez și noi cred că ne auzim mâine dimineață când o să fac acea plăcintă. Sper că n-am filmat foarte mult, adică sper să nu fie un vlog din acela extrem de lung. Să fie, nu știu, undeva la 30 de minute, 25-30 de minute. Hello, astăzi este a doua zi. Știu că zisesem că o să fac plăcintă, că o să gătesc, că o să fac multe chestii, dar nu am mai făcut nimic din tot ce am spus aseară. Vita și-a făcut-o soțul. Nu știu exact, și-a făcut-o la grillul acela Tefal. Eu nu am luat parte la așa ceva. Motivul fiind Alana, este, nu știu, din nou foarte agitată. Am încercat să sun la GP astăzi de 2 ori și m-au ținut câte o jumătate de oră, 35 de minute în telefon și apoi îmi închideau pur și simplu. Adevărul e că la început când am sunat mi-au spus că nu mai sunt, era un robot care vorbea și mi s-a spus că nu mai sunt programări disponibile pentru astăzi, dar eu totuși am încercat să sun. Deoarece Catalea este pe fundal, se joacă cu niște cereale, deoarece soțul a fost astăzi cu Alana pentru că a avut vaccinul de RSV, v-am mai spusesem eu în vlogurile anterioare de acest vaccin pe care îl face ea lunar
și i-a spus toată povestea de acolo, că nu mănâncă tot, că... Bine, inițial ea nu mănâncă ca un copil normal de vârsta ei, mă refer nu vârsta 5 luni jumate cât are ea, ea ar fi trebuit să aibă 2 luni jumate acum. Mănâncă mult mai puțin, nu știu exact ce se întâmplă, cu toate că i-am luat de vreo 3 săptămâni, o lună, dacă nu mă înșel, i-am luat și lapte special de colici și constipare, ea nu iese afară, iese doar ajutată, nu știu, întreagă poveste, mâine o să sun din nou la GP de dimineață, nu mă mai lungesc, mi-a venit, am zis să vă arăt, să mai filmez ceva, nu știu, câteva minute ca să pot să postez acest vlog, că îmi pare rău să nu-l postez. Și mi-a venit și un pachetel de la H&M. Din nou, lucrușoarele sunt pentru Cataleia. Vreau să specific ceva pentru că nu vreau să fie, na, nu știu, discuții sau alte chestii. Alanei nu îi cumpăr haine pentru că ea are o grămadă. Bine, cei care mă urmăriți de mult știți. Și când am sortat hainele și eu mă refer la cei care mă urmăriți acum, nu vreau să fiu judecată. Ea are suficiente haine de la Cataleia, de când era Cataleia bebeluș și eu le-am păstrat pe toate, le-am pus în pungi vidate, le-am pus în pod, iar acum când a venit ea acasă, bine acum, când a venit ea acasă, eu le-am scos pe toate, le-am pus pe categorii, le-am spălat și le-am pus în șifonier frumos, de aceea nu îi cumpăr haine. Ce-i puțin, mami? Te ajută mama? Haide, bubule, ușor să nu cazi. Și da, din această cauză nu vedeți haine pentru Alana. Îi mai cumpăr și, de exemplu, cum a fost la botez, vă dați seama că a trebuit să-i cumpăr sau, na, nu știu, chestii care chiar sunt necesare și nu le-am avut de la Cataleia, dar așa nu, adică nu știu, din punctul meu de vedere, eu nu aș mai da banii din nou pe haine pe care nu o să le mai refolosesc, pentru că nu o să mai fac alți copii. Când hainele Cataleei sunt noi nouțe, unele nici nu a apucat să le poarte și le poartă Alana acum. Bun, închid paranteza. Am zis să vă arăt ce am luat de la H&M. I-am luat 4 pijamale cu totul. Sper să apuc să vă arăt pentru că Alana a început să se foiască. Pentru că mai... ușor, mami. Pentru că mai toate pijamalele ei i-au rămas scurte. Cum am spus și în alte vloguri, ea a crescut foarte mult, s-a înălțat foarte mult și i-au rămas mai toate, mai toți colanții, mai toate pijamalele i-au rămas scurte. Primul model vine așa, cu niște urși, cu niște animăluțe de pădure. Sta să le-i deschid. Ia să-ți arăte, mami, ți-am luat aici, puiul meu. Uite, stai că ți-l dă mami imediat pe ăsta, uite, stai să-l deschid. Să le arăt aici prietenilor noștri. Uite-l de mami. Așa arată. Este lung aici, nu are șosetuță. Ciz. De mami imediat ciz. Și vine cu... nu știu, are un imprimeu foarte drăguț cu vulpe, arici, urs. Și este așa, un din ăsta de toamnă, de pădure. Al doilea model vine așa, cu inimioare. Le desfac pentru că oricum trebuie să le bag la spălat. Așa arată și acesta. Cred că acestea sunt un pic cam lunguțe, dar nu are nimic. Mai bine mai lunguțe pentru că toate, deci au rămas toate scurte. Foarte, foarte scurte i-au rămas. Al doilea vine așa cu cățeluși. Și, de fapt, nu, al treilea, nu știu, cred că am al doilea. Și a patra pijama vine așa verde cu urs panda. Coala panda. Arăt imediat și... și așa arată și acesta. Sunt toate în același model, același fel, doar că au imprimeu diferit. Bun, nu cred că o să mai filmez nimic pentru că pusesem aseară toate videoclipurile și era undeva la 20 de minute plus și am mai filmat acum, deci
merge să post... Da, mami, ursul panda merge să posteze acest video. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la noi. Sper că v-am făcut ziua mai bună. Am oprit filmarea deoarece Catalea voia neapărat ciz, așa că i-am dat ciz ca să pot să închei frumos. Deci da, sper că v-a plăcut de noi, sper că v-a plăcut acest vlog, acest video. O să-l vedeți, nu știu, astăzi este luni, probabil miercuri, zic eu, să nu fie așa un vlog unul după altul, pentru că apoi nu știu când o să mai filmez. Oh, e tare greu. Nu vreau să înțelegeți că mă vai, dar vreau să justific absența mea de pe YouTube, pentru că mulți mă întrebați că de ce mai lipsesc, de ce nu postez mai des. Acum este greuț, dar o să crească și Alana și o să revin în forță cum eram eu înainte. Bun, o să închid vlogul aici. Până data viitoare să aveți grijă de voi, iar noi ne revedem la un nou clip aici pe canalul meu. Pa!